Bună ziua! Bine ați venit la ședința de Consiliu 25-08-2022 a Comunei Pârsănești. Vă dau cuvântul domnului Mucașe prezență. Avem două persoane care are cerere de înmoire. Maxinoiu și Miruan Costel. Vă dau cuvântul domnului Martin Roști. Doamnelor și domnilor consilieri, dați-mi voie să vă prezint dispoziția numărul 131 din 22-08-2022 privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local Comunei Pârsănești în data de 25 august 2022, în sala de Consiliu a Primăriei Comunei Pârsănești, având următorul proiect al ordinii de zi. Punctul numărul 1, raport privind modul de pregătire a unităților de învățământ pentru începerea noului an școlar 2022-2023. Material prezentat de doamna profesor director Cristia Rodica. De acord, și vă spun la ordine de zi alegerea președintelui pentru următoarele 3 luni. Da. Vom detalii, da? Înainte de a trece la punctul 1, trebuie să votăm procesul verbal din data de 29 iunie 2022. Dacă sunt discuții, atunci vom trece la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Trecem la punctul 1. Vă dăm cuvântul doamnei director. Da, mulțumesc frumos pentru invitație, pentru faptul că am ocazia să fiți până în fața dumneavoastră, să răspund cererii de a vă prezenta un raport privind fondul de pregătire al școlilor și grădinițelor din cadrul comunei noastre, Comunei Pârsănești. Deci, ca urmare a adresei, primite de la dumneavoastră, am făcut un raport prin care am subliniat foarte suficient, dar o să-mi permit să spun mai pe scurt tot ce am scris aici. Ne-am pregătit în sensul că asigurarea unui spațiu corespunzător, asta ce înseamnă? Efectuarea curățenii generale, a reparațiilor curente, efectuarea deratizării, dezinfecții și dezintoxicării, efectuarea danjarea ajutorilor sanitare. Sper sezonul de iarnă ne-am pregătit cu antemarat lucrările de aprovizionare cu lemne. Poate o să mai avem, urmează să facem o recepție strict la materialul nostru de existență și la cel care l-am adus, împreună cu doamna Cantarul și cu comisia. Deci, centralele sunt în bună stare de funcționare, mai sunt mici remedii pe care trebuie să le rezolvăm în imediata perioadă. Deci, la toate școlile, ca să fiu mai succint, noi am efectuat curățenia generală. Tot ce a depins de noi, ca și unitate, ne-am aprovizionat cu materiale igienico-sanitare. Deci, altceva în afară de lucrurile acestea care includ toată munca pe care au făcut-o personalul de îngrijire, personalul care e aferent pe fiecare școală. În plus de asta, noi am fost convocați directorii la o ședință pe 23, prin care mi s-a spus punctual ceea ce trebuie să mai facem, pentru că chiar asta înainte de a veni la ședința cu dumneavoastră, am primit alte informații, pentru că avem alte întâlniri, nu online, videoconferința, față în față, probabil că la viitorul dintre care cei din zona Oneștiului. Și urmează să ne mai spun alte informații. La videoconferință, noi am, deci, ce s-a discutat în minima? Faptul că suntem în valul 6 al pandemiei, o incidență arată incidențe de 3 la mie, asta nu înseamnă că noi trebuie să fim nepăsători. Problema se pune să conlucrăm foarte bine, adică părinți și elevi. Părinți, elevi și cadre didactice. Mi s-a subliniat foarte clar, pentru că responsabilitatea nu este numai a noastră, cadrelor didactice,
pentru îmbolnăvirile care sunt la copii, mai ales că acum sunt și infecții respiratorii, probleme digestive, iar noi o să facem la nivel de unitate și la nivel de structuri, atât cu 2000 profesori și cu dirigențe prin fiecare clasă, atunci când la copii au semnalat probleme de genul acesta, simptome, urmează să meargă la medic și să nu mai vină în colectivitate, pentru că altfel riscăm să închidem unitatea. De aceea s-a pus un accent foarte mare pe prevenție, pe colaborare, de asemenea și colaborarea cu poliția locală. Noi am colaborat foarte bine și în anii anteriori, sperăm că să fie aceeași colaborare și de acum încolo. Desigur, nu ne-am situat printre școlile, la nivel, eu vorbesc la nivelul de Turbacău, au fost mari probleme, să spunem așa, cu bullying, cu alte probleme, delinvențe, dar fiind și o comunitate mai mică, da, copiii de la țară, în general, să spunem, nu că e feriu acum, dar sunt mai cuminței. N-au fost probleme ieșite din comun. Iar acolo unde s-au semnalat cu câțiva ani urmă, noi le-am scopat la momentul respectiv. Da, cu, de asemenea și cu departamentul situației de urgență, noi colaborăm cu DST-ul, care avem legătură directă atunci când sunt probleme, ca și până acum, deci orice îmbolnăvire, orice ceea ce sesizăm, noi trebuie să raportăm. Alte probleme speciale n-am avea de spus decât ceea ce sunt specifice începând la anul școlar. Iar în ceea ce privește fluctuația de cadre didactice, conform metodologiei de mișcare a personalului didactic, inspectoratul școlar va dispune repartizare de post acolo unde s-au mai produs modificări. Au mai plecat cadre didactice, vin altele, încă nici nu le-am văzut, că doar din septembrie o să apară cu dosarele. Așa sunt fluctuațiile la început de an școlar. Atât am văzut un primar și fac grădinii, adică nu e chiar dacă este titular, cadre didactice au voie să detașeze, să transfer. Asta este dreptul lor și fiecare. Dar aici este altă problemă. Ceea ce a depins de noi este problema inspectoratului școlar și asta se rezolvă în cel mai scurt timp, prin ședințele la nivel de inspectorat școlar. Dacă dumneavoastră aveți alte probleme, sunt dispusă să vă răspund. Eu știu. Știu că până acum am colaborat sunt pe fiecare școală? Deci, total avem 236 de copii. Deci, vreți să vă dau punctul ăla? Nu da. Am adus situația. 20. Și o să vă dau aproximativ. Sunt 40. Grădinițe cu 40 caracter, cu 80 și ceva și 100, până la 235, 236. Au mai plecat din numărul ăsta. Au plecat, au venit. De asta nu pot să vă dau niște cifre. Oricum, la care acolo rămâne o singură, așa că dumneavoastră știți, o singură clasă, 0-4, pentru o singură clasă, pentru că nu ar pentru să facă două posturi, o cu o cumpă de grădiniță, iar la Bârsănești, 3 clase, cu 2 clase, cu 3 de gimnaziu, la Bătești, au mai plecat copilașul de acolo, fiind simultan la clasa 5-a. Vă spun că deci, este problema noastră când pleacă să transferă. Problema părinților. Chiar mi-a zis cineva, nu mă dau un moment, am zis că dacă este simultan, păi eu duc la Târgova. Și am încercat să-i explic, de fapt, care este avantajul. Română și matematica să facă o vitre separat. Fiind copilaj mai puțin, normal, profesorul, acum să nu credeți că eu credeți că domnule e bun simultan sau așa. Dar are timp mai mult să ocupe. De, și de clasa respectivă și de că sunt mai puțin de ei. Asta e situația. Dacă natalitatea în Comuna Bârsănești a scăzut și este problema, încă nu e problema noastră. Noi, adică pentru tot ceea ce facem, suntem și aproape de oraș, atât de Târgu Ocna și de Onești. Acum drumurile sunt foarte bune, asfalt. Și ca să mai spun că mai sunt și cumva adică ceea ce remarc eu, nu spun sub o formă, niște ambiții, dacă a dus X copilul, duc și eu. Cam asta este. Dar dacă au fost și cadruri, să știți, și poate și doamnă sau care sunt mai aproape de copii care au plecat chiar la Caracol și la Bârsănești, s-au întors
pentru că nu au făcut față. Adică au luat alte drumuri, drumuri greșite. Care rămâne repetenția, nu se nu, au luat și drumuri greșite. Rămâneau repetenții, se duceau la păcănele, pătăi, fumau, veci asenții și au venit, nu dau lume. Dar nu rost, când ești cam și eu. Da. Poftim? Eu vă spun dumneavoastră că văd când puneți accentul pe că s-au întors înapoi, că au fost rei, dar de ce nu specificați și de cei care au plecat și au avut rezultate foarte bune? Da, adevărat. Pentru că au plecat ceva mai bun. De ce nu spuneți și treaba? Sunt și copii, adică eu spun... Haideți să nu vedem doar rău. Deci dumneavoastră m-ați înțeles greșit. Eu am comit la ideea. Nu m-am omit, vă rog, eu sunt caut, să spun. Și eu sunt. Am pornit la ideea că nu neapărat dacă tu te-ai dus la oraș, ai făcut acolo, ești primul. Dacă vrei să înveți, înveți și la țară. Asta este ideea. Și cine a avut învățat la țară, învață și la oraș. Iar cine n-a învățat nici aici, nu învață nici la oraș. Asta este ideea. Și copiii cu care am plecat, normal, vă spun sincer, și eu am plecat din clasa 4, că am plecat la Bacău. M-au dus părinții la Bacău. Și asta e, de fapt, era de... Părinții au mă duc la Bacău, am învățat acum. Am fost premiantul și la Caracol, premiantul și la Bacău. Deci eu vă spun exemplul meu și nu spun că mă cunosc pe școala de care. Și am să mă întreb, pe cei de-ai 5 ani, dacă sunt 3 la Păstănești sau 3 la Bretești, ar fi bine zic cum urlăm să fii toți în... Problema este care este domnul primar. Deci rețeaua școlară este... Nu, dar să fii... Deci nu mai fac aprobarea inspectoratul. Deci eu acum nu pot să promit de cei de-a 5 ani, facem o clasă de-a 5 ani. Nu, nu am zis asta. Cumulat de 3 sau 5 de toți, am înțeles. Da. 2 la Păsănești și 3 la Brătești sau invers, nu știu cum. Să fii... 2 la Brătești și 5 aici sau nu știu cât să fie exact. Să fii aia 2 de acolo, de la Brătești și ăștia 5. Bine, acum... A 5 ani, ca să fie a 5 cu a 7 sau cum e să mai pot face, dar asta cum mai cu aprobare inspectorat, eu vă spun sincer. Deci nu pot să fac o mișcare sau rețeaua școlară este aprobată de inspectoratul școlar în ședința Consiliului de Administrație. Am înțeles. Atunci, să vedem care este varianta mai bună și eu nu mă deranjează să facem pentru interesul copilului. Deci, cum e mai bine. Da, dar am ajutat poate și la, vă dați seama, la consumul de combustibil, adică cheltuieli care, normal, de una în alta. Da, deci, dar salariul unui profesor e mai mare decât combustibilul. Poftim? Să faci o clasă pentru 2 ani. Nu poți să faci o clasă. Nu am zis. Deci tocmai de-aia. Nu poți, chiar dacă ai 5, nu poți să faci o clasă. Eu n-am înțeles, eu n-am zis. Deci minim, ca să înțelegem, minimul pe clasă, minimul. Se 12 elevi, minimul. Deci la simultan poți să am 6 elevi din clasa 5-a și 6 elevi din clasa 7-a. În simultan 5 cu 7. Da, eu mai văd de 12 nu poți să am. Deci nu permit inspectoratul. Dacă s-au mai produs sau cu schimbări, că acum o să lucrăm și să vedem exact care au plecat, care au venit, că au mai venit, că au plecat. A. Atunci, noi întrebi la aprobarea de inspectoratul școlar și să dăm note explicativă pentru ce suntem și sub acest minim de 12 elevi pe clasă, pe simultan, ca să înțeleg. Am înțeles. Deci asta e. Deci noi nu mai putem face acum, deci numai cu aprobarea inspectoratului școlar. Normal, noi o să facem prima dată să știți că interesul copilului, nu interesul cadrului didactic. Până la urmă, vă mai spun și ceva. Și cadrul didactic și titulare, care au gradul și normal, cu facultate terminată, au dreptul de a se detașa, au dreptul de a merge la restrângere. Nu se pune problema că dacă s-o restrâns, s-o desfința școala în Caraclău, domne, acel cadru didactic rămâne pe drumul. Nu, e greșit înțeles, dar eu știu, poate cineva spune că nu îi mai ține poftul. Te-ai dus frumosul o sau ce ai? Gradul 1, fost universitar, ce mai ai sau ce mai ai și te duci și ocupi baze de dosarul, poți unii vrei, poți să te duci la București dacă vrei, dacă este post. Deci nu e vorba de cadrul de dacă, cadrul de dacă, oricum găsești post. Da, dacă altceva. Deci și trebuie făcut în interesul copilului, noi, adică, chiar dacă nu s-a dus și nu se ridică problema aici, știm foarte bine că și inspectoratul, deci tot pe asta pledează, să colaborăm. De-aia ne întâlnim tot timpul, de-aia videoconferințe, de-aia tot felul de situații, și că vă spun zi de pe zi. Pe noi ne-ar fi interesat câți copii sunt pe sat. Păi da, v-am spus. Da. Deci sunt două grupe la Caracol, clasa 04, care 20 de copii, 18 copii la grădiniță, deci A,
să vă spun exact cu fiecare clasă. Dar vă spun, pe total PJ, că noi dăm situația total PJ, nu se trăiește în viele, cu grădință, cu tot. Deci, pe cei trei sunt toți. Cu școala albele nu mai este. Albele. Poftim? Albele, poate nu are colizei. La limbezi, da. Pentru copiii din sat, da, sau pentru copiii din sat, sau pentru copiii din sat. Da, pentru copiii din sat, sau pentru copiii din sat. Da, pentru copiii din sat, sau pentru copiii din sat. Nu puteam copiii de la albele să vină, să treacă prin Ploiana, să vină la Pisărești. Ca și părinții, e varianta cea mai bună. Pentru ei. Că noi am încercat și am scris în primul an și nu mai vine niciunul, că nu știu, ești obligat, dacă e în clasa a patra, ești obligat să mergi în clasa a cincea la școala PJ. Nu s-a prezentat niciunul pentru că s-au transferat din stat. La... Și știam care este situația. Și vă mai spun și la modul cel mai sincer, nu poți să aduci să iei patru copii cinci de la Agri, dimineața la trebuie să fie aici și să-i duci tot în timpul tău, nu s-a ajuns la patru cinci acasă. E regretabil că și școala a ajuns o solidarță, da, populația o bătrânit, copiii nu mai sunt, tineretul plecat în străinătate, că asta e, vedem în realitate și situația care este. E peste tot, nu numai. Da, dar nu spune voi, că lamentăm noi acum, așa am venit să vă spun că situația se cunoaște, adică dumneavoastră cunoașteți mai bine, sunteți în miezul problemei și la, adică aveți multe probleme cu rezolvați cu toate și cu toate sate. Da. E situația pe care o aveți, fondurile pe care le-ați dat de plății vă ajung pentru finanțarea cheltuielilor în ceea ce înseamnă utilități, cum ați așa? S-ar putea, o să facem cu doamna contabilă și cu comisia să vedem exact ce bănuți, ce s-o... Nu cerut, am văzut și o situație la inspectorat și să vedem ce... Și ne mai trebuie. Adică noi știți care este problema, nu vă. În primul rând, locul prioritate. Ce avem? Materiale de dezinfecție, curățenie, așa. Ce mai este? Combustibil, cu tare, cu tare. Adică nu facem alte investiții și să rămânem cu că ne trebuie nu, cu adică ce e prioritate? Da, energie, telefon, internet, ăsta. Lem. Da, vă spun. Adică dacă rămâi fără lem, da, n-a rămas niciodată. Deci nu pot să spun că a rămas niciodată, cel puțin din director de atâția ani. Nu s-a întâmplat, sau chiar dacă s-a consumat, depinde și de iarnă. Pentru că chiar dacă noi avem și vacanțe, focul tot se face de întreținere. Îmi spunea cineva, păi doamne, nu mai faceți focul cu vacanțe. Da, dar băie, merge apa, da? Nu iată țările, dacă nu... Ca și acasă, de fapt. Noi dacă nu facem focul acasă, se iați apa în baie, în bucătării. Și așa, adică se face din consum și din timpul vacanțelor. Vacanța din iarnă, refer. Nu cred că cu economie, dar nu au suferit nici copilași, nu au suferit, nu au stat în frig, nu se poate plânge. Dacă aveți o problemă, chiar puteți să ridicați și eu am fost dispus și am fost în toate, la toate întâlnirile cu părinții, la toate ședințele și dacă au fost probleme, ne-am rezolvat atunci. Și chiar am rugat să mă contacteze, sunt din găsit, răspund la telefon. Poate nu pot să răspund atunci, dar după aceea un mesaj, vedem cine este și rezolvăm problema. Nu am întors spatele și nu îl voi întoarce la nimeni, pentru că asta e menirea mea, cât sunt pe funcția de conducere și ca director și ca profesor, trebuie să-mi fac datoria. O altă glumită pe care am luminat. Spuneți. O problemă pe care s-a ridicat în Consiliul Local și văd că nu se ia nicio măsură, teren. Ce-am? Teren, în fața școlii. Da. Curtea școlii. După părerea mea, e un haos general. Nu știu, pare o școală abandonată. Curtea școlii, în primul rând. Au intrat pe terenul de fotbal, au rugat, au rupt poți, au rupt tot. S-a întreprins pe măsură pentru da. Depistarea celor care au făcut doamne acolo? S-au reparat, s-au cumpărat așa și nu mai intră nimeni acum. Eu am spus. Deci destinat numai pentru... Eu sper că da. Se va respecta hotărârea Consiliului Local, prin care s-a interzis acest lucru. Dar nu a mai intrat nimeni, chiar nu a mai intrat nimeni acolo. Deci vă rog frumos, luați toate măsurile și nu se mai... Deci noi am fost reșuit, nu știu dacă ați văzut, sau dacă vă vedeți dacă aveți. Eu am fost, știu ce e acolo, că chiar e neapărat. Deci să nu creadă, am cumpărat plasă, mai îndesim acolo în partea din spate, lateralele și nu o să mai tot dacă vine cu
Păi de acolo e problema. Să știți să nu vin să vin din vin tot din Bârsănești, din Bârsănești, din Sărași. Așa, nu vin din Caracu. Da, mai pada, erau. Stai, mi-am spus, deci eu chiar asta am și spus, deci n-am luat nimeni. Păi eu nu sunt nimeni, dar am luat la poliția. Cine iese din Caracu? Cine iese din Bârsănești? Îi plătești. Probabil i-au dus la Vădor, s-au văzut, erau băieții de ei care așa, ei s-au enervat, pentru că era mea teren, eram acolo și recunzeam. A, deci era și dumneavoastră. Da, era și eu și le-am spus, uite, eu spun. Pentru că n-am în altă parte, vin vorba ca să mă duc la parc, pentru că sunt adulți, fumează, vei, nu pot să duc copilul, să stau în drumul de țigare care stau la ea, că chiar nu mai fac pentru copii, nu pentru adulți, sunt ei. Și m-am dus pe teren. Și am venit acei băieți la care acolo și a trebuit să plecăm, pentru că au început să vorbească urât, să... Da, mă, da, da. Ca să până nu face și vorba care vreau să faci, nu se face și eu. Da, e care vă vedea nu vreau. Știți la Caracu? Că vreau și terenul. Da, la terenul. Ce nu va mai intra pe terenul de sport, îl va asigur, decât atât exclusiv, nu mai posibil de școală. Să mai declară de 2 metri. Nu știu, deja am făcut lucrările, chiar nu știu ce ați văzut dumneavoastră, dar am cumpărat material pentru a desi plasa aia acolo să mai tai. Doamne, n-am putut să văd, dacă mi-au găurit, s-au intrat așa. Chiar aici am cu camere de roabe de și cu tot. Și chiar la începe, să spunem. Dar ăștia sunt oameni, până la urmă. Noi trebuie să ne asigurăm. Mai mare dacă intrați și cu un trebuie și frumos și așa. Da, dar nu. Deci eu n-am nimic să pot să gândesc dumneavoastră ca să merg cu copilul și nu mă puteți duce în Păpulesc acolo, sunt și alte probleme și acolo. Nu am nimic împotrivă când mergeți. Dar să-l asigurați. Să nu ne seriți, să nu se faci. Și orice orice, ce faci? Deci, și ca să rezistăm orice discuție, exclusiv pentru copii, școli și gata, terminată, nu mai încercăm nici cu X, nici cu Y. Poate? Ăla a fost și scopul pentru care a fost. Păi a fost și scopul, normal. Adică am să vine toată lumea și dozi de pieri și nu știu ce mai găsim pe acolo. Da, acum... Nu înțeleg de ce niciun teren de fotbal nu se supravegheat video. Da. Păi și a zis Felix că nu se pot depista. Nu putem depista de pe filme? Păi și de ce nu o facem? Și atunci s-ar învăța mine. Păi da, trebuie să stea cineva, că eu am alocat anul trecut 36.000 de lei pentru camere. Le stau doar așa acolo. Mai bine le cumpăra, nu? Și nu-i mai plângem. Vedem cine face... Dacă mai aveți întrebări pentru doamna director? În concluzie este copiii vor scăpea. Dacă înainte de pandemie era autobuz care ducea copiii la Unești, unul de Bârsănești, unul de Caracol Prime, apoi unul singur care duc copiii la Unești, sunt și la experturi. Un singur autobuz pe Bârsănești care vă dați seama ce efectiv a scăzut. Pe statul prin asta nu mor de copii. Până mai încă autobuzul nu-și respectă cursul și n-am cum să-mi dau copiii. Nu, e vorba de respectativ. Vorba de orele care vineau copiii la 2:30. Când se întorceau, erau două autobuze, unul pe Caracol, unul pe Bârsănești pline. Da. Acum îi trei sferturi și de toamnă și își cărdești mai puțin. Cum stilele s-au scumpit, nu m-am mai dar nu mai sunt efectiv copii. Asta e situația. Noi suntem prea mici ca să... Da. Nu-i vina noastră. Nu-i vina noastră. Conformăm legilor, metodologilor, adică nu putem ieși în afara legii, trebuie să-i respectăm și asta e inclusiv cu personalul didactic, cu rețeaua școlară, cadrul pozitiv local, sau acum în rețeaua școlară, și știți foarte bine. Da. Deci atunci când s-au desfințat altele, nu vin eu acum să mai spun nouă, deja dumneavoastră știți. Noi aici facem Consiliul de Administrație al școlii, cu hotărârea Consiliului de Administrație din școală, vinem în Consiliul Local, pe care dumneavoastră m-a dat acceptul și mai departe noi mergem la, deci mergem la Inspectoratul Școlar. Deci asta este ideal. Dacă vă mai doriți să mă mai întrebați ceva, sunt dispus să vă răspund în măsura care o facem. Nu trebuie să mă pun analizarea președintelui cu ședință. Vă mulțumim. Mulțumesc și eu frumos pentru invitație. Sper că o colaborare frumoasă de acum încolo. Adică nu trebuie să ne supărăm, nici eu nu mă supăr, vă spun la mult cel mai sincer, dacă îți aduce la cunoștință o problemă.
Pentru de aia suntem aici și eu, în cadrul școlii și dumneavoastră, dar dumneavoastră în Consiliul Local, ca reprezentanța ai comunii de aici. Mulțumesc! Dar sunt propuneri pentru doamna Gama. Pentru alegerea președinte, în cazul scriem cine au ieșit, hai.